A fost adoptată în 1977 printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. Istoricul acestei zile este totuși vechi, din vremea grecilor, mai apoi Anglia anilor 1800. În Statele Unite ale Americii, data de 28 februarie 1909, a însemnat prima zi a femeii celebrată în amintirea unei greve a unui sindicat al femeilor, grevă care avusese loc în 1908. În Copenhaga s-a sărbătorit în 19 martie 1911. Începând cu anul 1913, femeile din Rusia au sărbătorit Ziua Femeii în ultima duminică din februarie. În anul 1917, ultima duminică din februarie, conform calendarului pe stil vechi, a coincis cu ziua de 8 martie pe stil nou. Anul Internațional al Femeii a fost proclamat în 1977. Este o zi cu importanță globală care celebrează drepturile obținute de femei în plan economic, politic și social. La început, deci, Ziua Femeii era un eveniment politic. Cu timpul și-a pierdut din semnificațiile reale, devenind simplu o ocazie pentru bărbați de a exprima iubirea față de femeile din jurul lor într-un mod asemănător zilei de Valentine's Day. La noi, sărbătoarea de 8 martie se împletește cu tradiția locală a mărțișorului, fiind considerată de către mulți și ziua mamei. 8 martie este însă mai mult decât atât. 8 martie înseamnă, în primul rând, o celebrare a realizărilor femeilor și, în același timp, o reafirmare a dorinței de luptă pentru drepturi.